Potrivit organizației Salvați Copii, aproape 13.000 de adolescente sub 19 ani sunt la prima naștere, peste 3.600 la a doua, iar circa 700 la a treia. Dintre adolescentele mamă cu vârsta sub 19 ani, 12.906 sunt la prima naștere, 3.657 la a doua, 673 la a treia, 63 la a patra, 7 la a cincea și 1 la a șasea naștere, arată datele pentru anul 2018 ale INSE. Copiii născuți de mame minor sunt vulnerabilizați atât social cât și medical. În multe cazuri vorbim despre nașteri premature sau sarcini care nu au fost monitorizate medical, menționează organizația. Potrivit statisticilor oficiale, din 674 de copii născuți de mame mai mici de 15 ani, doar 79 au tatăl tot adolescent. La mamele între 15 și 19 ani, din 17.000, doar 2.100 au tatăl sub 20 de ani. De cele mai multe ori, adolescentele mame provin din medii sărace, fără acces la asistență medicală constantă și de calitate. Și de aici, consecințele extrem de grave și, din păcate, irreversibile. Nașteri premature, mortalitate infantilă ridicată, copii crescuți de copii în medii socioeconomice precare, perpetuând, de fapt, discriminările. În ceea ce privește distribuția pe medii, cele mai multe mame adolescente sunt în mediul rural, 65%, dintre cele sub 15 ani și 67% dintre cele cu vârsta între 15 și 19 ani potrivit SALVAȚI Copiii.